Fac foc, boom, când apare el. Imprevizibil, mereu la fel. Hopa hop, are tactică, da. Saltul său e marca sa. E un rebel din Palombia. Nu pot găsi vizuina sa. Amicii și apără cu zel. Viața e o junglă pentru el. Marsupilami, visul lui Bobo. Culcare, copii! Bine, venim acum! Izidor, marsupilami nu zboară deloc, cu atât mai puțin pe banane. Nu zboară, dar fac surf. Oh.
Bibi? Bibi? Baba? Poftim! Uhuu, da! Voi vedeți? Marsupilamii zboară foarte sus, mai sus decât dimineață. Îți repet că marsupilamii nu știu să zboare, Izidor. Înnoată chiar sub apă, merg pe pământ, se prind de crengi, dar n-o să zboare niciodată. Ubi? Ubi! Ubi? Oh, dar e grav! Peste ce mai dai în aer în zilele astea? Încetează, bătrâne! Nu te mai gândi la animalele alea! Ubi! Ubi-bi! Uba! Uba! Ubi-bi! Ubi! Ubi-bi-bi! Uba! 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 Vezi tu, Izidor, dacă eu îți spun că marsupilamii nu zboară, e imposibil, sărmanul de el. Ai căzut, n-ai zburat. Uhuu, fraților, jucăm o partidă de tenis? Izidor, ce spui? Asta ce mai e? Bobo, dă-mi-le înapoi imediat. Ce face acolo sus? Cine știe? O altă șotie. Dar, Bobo, ce ți-ai pus în minte? Vrei să înveți să zbori? Ha? Bă.
ce mai e acum? Biroul de reclamație închis. Ce e asta? Micul meu becălav, trebuie să-ți iei o vacanță. Ai muncit prea mult. Nu mai rezist. Nu mai rezist! Nu mai rezist! Vrea neapărat să zboare. Să recunoaștem, are deja creier de pasăre. În orice caz, o să sfârșească rău dacă nu se scoate ideea asta din cap imediat. Dacă nu, mi-a venit o idee. Mă întorc imediat. Între timp, cel mai bine ar fi să-i scoatem din cap ideea asta. O idee genială să mergem la picnic cu marsupilami. Vreau să mă ocup de Bobo mai întâi. Rotițele nu se învârt bine în căpșorul lui. Care-i problema? Și unde e? Își plânge soarta pe liană. Cred că aveți dreptate. Pare foarte amărât. Dacă e bolnav, n-ar trebui să-l consult? Nu e bolnav, dar de dimineață tot încearcă să zboare. Nu-i reușește. Ubi! Ubi! Trebuie să existe o soluție. Categoric, dar nu știu care. Marsupilamii nu pot să zboare. Asta e soarta. La masă imediat! Bobo, ia privește! Am găsit ce-ți trebuie. Un zmeu. Privește! Poftim? Atenție la decolare! Hai, Bobo! Da! Spori! Woo!
Oh! 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 Oba! Oba! Măi să fie, ia gneastă împăratul ăsta zburător, singur, singurel și fără apărare. Ziua mea norocoasă! Zi norocoasă! Zi norocoasă! Liniște acolo! Ciocul mic! Ciocul mic! Ciocul mic! Ciocul mic! E un OZN? Un extraterestru? Nu! E marsupilami! E salvat! Nu, dimpotrivă, e avionul lui Bacalife, braconierul! Poftim? Ba, 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 ba! Cred că e... Ciocumic, tăceți! Nu ne mai auzim în avionul ăsta! Asta ce-o mai fi? Unde e? Unde s-a dus? Puneți-vă centurile de siguranță. E o zonă cu turbulențe. La revedere și zbor plăcut, micul meu maestru. Ce mai e? Ce s-a întâmplat? Ah! Ah, în numele Cămilei cu trei cocoașe trebuie să ies din încurcătura asta. În viteză! Nu știu cum am reușit, dar sunt în viață. Bă, nu, păsările mele au plecat și au luat zborul. Oh, oh, nu, nu!
Superb! Extraordinar! Dar unde s-a dus Izidor? Uite, Bobo! Și eu zbor! Au dublat în limba română actorii Sebastian Lupu, Carina Chereji, Alina Leonte, Ioana Dagău, Alexandru Rusu, Gabriela Codrea, Florian Silaghi. Traducerea și adaptarea este Rachelariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.